Încă un amical pentru gloria de asta dată împotriva divizionarei cei Chimia Brazi. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au terminat la egalitate 0-0, deși gloria a ratat 11 metri prin atacantul lui Iceanu. La final, antrenorul Ștefan Stoica a găsit și lucruri bune și mai puțin bune legate de jocul elevilor săi. A fost un joc bun, noi antrenament am vrut să facem, însă de fiecare dată când venim după o zi de pauză, suntem puțin mai relaxați. Fără rind, fără nimic. Una peste alta sunt mulțumit că nu s-a accidentat nimeni în primul rând și putem să lucrăm în continuare, însă în același timp avem și 3-4 jucători care au probleme. Ați văzut, iarăși astăzi am rămas cei mai mici în zona centrală. Asta este viața și trebuie să o luptăm. Gloria va începe campionatul în Liga 3 abia pe 7 septembrie, întrucât în prima etapă va sta. Programul trebuie să jucăm fotbal, niciodată nu o să poți să câștigi jocurile dacă nu joci. Sper că până atunci echipa să strângă, să fie mai puternică și să luăm primele jocuri, pentru că eu spun contează foarte mult. Dacă o să începem cu dreptul și asta sper și cred lucrul acesta, tot o să meargă așa cum vrem. Până la primul meci oficial cu Rapid 2 la București, Gloria va continua seria partidelor amicale. Sâmbătă va juca în deplasare cu Chimia Brazi.